Mulțumim din suflet pentru invitație. Mă bucură reîntâlnirea cu personalități ale culturii Ardelenești, pentru că am întâlnit atâția oameni deosebiți aici din tot Ardealul. Costică, felicitări că ai reușit să aduni unul mai valoros ca altul, oameni din domeniul culturii, rapsos popular, meșteri populari, dansatori, coregrafi, instrumentiști. Iată, dragi prieteni, mulți ne-ar invidia din țară dacă aș ști ce valoare s-a adunat astăzi aici, în acest loc. Felicitări! Dragi prieteni, pentru că noi venim din țara Oașului, să știți că și ne avem dans, numai că la noi zice dansul la ciupercă, nu la șură. De aceea nu există o coreografie aparte la așa ceva. Na, acum să vă spun, în dreapta mea am adus două veterane a Oașului, pentru că sunt două personalități. Mătușa, la noi nouaște adresesc cu mătușă și cu unchi, la oamenii care sunt mai în vârstă decât tine. Cred că și pe aici, e tot așa. Finta floare. Hai, mătușă, un pas în față, care atâtea decorații în chept, pentru că dumneavoastră este tezaur uman viu, declarat tezaur uman viu de către Ministerul Culturii și de către Președinția României. Mătușa Hotcă Floarea, tezaur, luminător al satului. Există un proiect la nivel de județ care am fost invitați și am fost premiați câteva personalități ale județului, fiecare pe domeniul pe care stăpânește. Este meșter popular și dumneaei și dumneaei. Au venit astăzi cu noi, sunt octogenare, aș putea să spuneți pentru acest lucru, cred că merită și aplauze. S-au îmbrăcat de acasă, așa bine îmbrăcate oșenește, așa s-or duce înapoi. Apoi îmi îndrept atenția spre cei doi instrumentiști care își tot aranjează străițile și se pregătesc, le dă soarele în ochi. Este vorba de Vasile Solomon la cetere, este angajatul Casei de Cultură din Negrește Oaș și Mihai Zele la zongură și, bineînțeles, vocal. Pentru că Mihai și țipurește, bate și zongura, cântă și la cetere. Dar astăzi el bate zongura, adică cântă, ține ritmul dansului și ne va țipuri ceva. Apoi, în premieră, avem alături de ansamblu Oașul, pentru că ansamblu Oașul este un ansamblu de tineri adolescenți de la cele două licee din orașul nostru. Ne-am venit astăzi doar cu o părticică din ei, puteți observa, cele trei perechi de tineri. Am adus, spre exemplu, și să vadă și cei mici cum joacă cei mari, ca să învețe și ei, trei copilași din ansamblu sunt zianele al Clubului Copilor, unde eu îmi desfășor activitatea. De fapt, să știți că eu sunt și referent la Casa de Cultură, instructor, sunt și profesor la Clubul Copilor. Și în ultimul rând avem trei colaboratori mai noi, dar pe care sperăm noi să-i mai vedeți alături de noi. Ei nu sunt chiar din Negrește Oaș, sunt din Prilog, doi băieții, Berende, Gheorghe, cu care vom participa în această toamnă la Vedeta Populară și o să aveți ocazia să-l vedeți la televizor. Celălalt domn din Prilog, Mihai Ardelean, este tot pentru prima oară cu noi și ne-au promis colaborare în continuare. Florica Pop, o harnică bucătăreasă și dânsăușă și țipuritoare. Și noi, în ultimul rând, noi zicem cameramanul nostru, fotograful nostru, verișoara mea, Irina, care a venit tocmai de la Chicago ca să vă vadă evenimentul vostru. Să știți că și Chicago o să afle ce se întâmplă la Gherla. Iar șoferul nostru, Călin, imortalizează imaginile. Maria Tripon, o să vă, astăzi nu știu dacă o să vă țipuresc, dar o să joc, să vedeți că știu și juca. Până una alta, o să începem cu un dans de țipuri, că așa îi tineau feciorii la dans. Cu ceteraș, cu zongoraș și țipurini, iar fetele îi așteptau.